Bună seara, stimați telespectatori, Realitatea Plus. Bună seara, stimați ascultători, Realitatea FM. Sfidarea austriecilor nu se oprește, mai ales după ce au anunțat oficial că nu le pasă de români, nu le pasă de România. În conferința de astăzi, o conferință a rușinii, reprezentanții OMV Petrom au anunțat că nu vor plăti taxa de solidaritate. Asta, deși gigantul a înregistrat cel mai mare profit net din istorie, de peste 10 miliarde de lei, de peste 3 ori mai mult ca anul trecut. Asta reiese și din raportul de activitate prezentat la conferința de presă înconjurată de multe controverse. Singura șansă ca OMV să plătească taxa în România rămâne rezultatul controalelor ANAF. Însă, austriecii spun că nici măcar Uniunea Europeană nu i-ar putea determina să achite datoria față de acest popor. Mai mult, șefii companiei spun că în total din taxe și dividende, OMV a adus la bugetul de stat 20 de miliarde de lei. De parcă ne-ar fi făcut o favoare, de parcă ne-ar fi dat ceva pe gratis. Ei n-au făcut altceva decât au respectat reglementările noastre interne, pe care trebuia să le respecte. Și cu toate astea, ei nu vor să plătească ceea ce trebuie să plătească în România. Noi ce să facem acum? Să plecăm capul? Să stăm cu privirea în pământ? Să-i aplaudăm frenetic? Să ne ascundem? De teamă să nu mai vorbim, să nu mai punem întrebări? Ce uită austriecii este că profitul lor uriaș vine din buzunarele românilor, din resursele românilor, din ceea ce ni se cuvine nouă românilor și nu lor, austriecilor. După ce Realitatea Plus a dezvăluit jaful uriaș pe care îl fac, greii companiei se ascund sub birouri și cheamă jandarmii ca să-i apere de jurnaliștii incomozi, precum colega noastră Anca Alexandrescu. Ăștia sunt, atâta pot. Noi am adus în acest punct în care au ajuns să ne intimideze. Dar vă asigur, dragi reprezentanți ai OMV, că românii sunt mai mult de atât, nu sunt proști. Am fost amenințați astăzi. Amenințarea a venit din Parlamentul European. Și am fost amenințați atât noi, cei de la Realitatea Plus, cât și toți ceilalți care ne susțin campania de a ne lua Petrom înapoi. Ni s-a spus că vom fi striviți dacă nu ne oprim. Cum vă permiteți să faceți astfel de demersuri împotriva noastră? Ce este ăsta? Șantaj? Nu ne oprim. Vom continua să prezentăm culisele privatizărilor care au distrus petrochimia românească, dar și întreaga industrie. OMV nu este un caz singular, asta pentru că străinii șmecheri au găsit mereu breșe de securitate la cel mai înalt nivel și au căpușat tot în economia noastră românească. Și aici nu mă refer la funcționari micuți de prin ministere, ci chiar la deținători de portofolii grele, premieri, șefi de stat. Și vă asigur, dragi români, că vom scoate adevărul la lumină. Și în lumina acestuia ne vom trezi și ne vom uni. Lupta noastră este lupta fiecărui român. Deși unii o consideră o vânătoare de vrăjitoare, noi nu vrem altceva decât să recuperăm ceea ce este al românilor de drept. Evident că trebuie să curățăm acest sistem putred în care corupții și vânzătorii de neam să nu-și mai aibă locul, să nu-și mai găsească locul. Și tot împreună o putem face. Democratic. Nu prin violență, prin vot și nu prin revolte de stradă. Dacă vom reuși să ne maturizăm electoral și vom reuși să ieșim în număr mare, copleșitor la vot, cred că sunt șanse foarte mari să punem România pe cursul corect. Știu că îmi veți spune că nu aveți cu cine să votați, că sunt aceiași oameni, aceiași politicieni. Nu aveți efectiv de unde alege. Cu sinceritate vă spun că vă înșelați. Simt, cunosc oameni cu un potențial fantastic din linia a doua, chiar a treia, oameni care
într-adevăr pot schimba cursul istoriei pentru acest popor. Nu mă poziționez în nicio tabără decât în cea a suveraniștilor, adică în tabăra celor care își doresc binele românilor, își doresc binele României, dar și aceea pe care îi avem acum în prim plan trebuie să ne dovedească că pot mai mult, că vor mai mult și pot veni și ei cu soluții. Iubirea de țară nu se urlă în gura mare, în campanii, se demonstrează făcând în fiecare zi câte ceva bun și drept, fiecare în colțul nostru de Românie. De aceea, mie chiar nu-mi pasă de culoarea politică a cuiva, atât timp cât demonstrează că este român în cuget și în simțiri și că ține cu semenii lui. De aici, din acest platou de televiziune, fac seară de seară apel la maturitate politică, la pace politică. Mi-aș dori ca liderii nației să pună pauză scandalurilor sterile și să semneze armistițiul pentru țară. Accept discuțiile în contradictoriu. Respect opiniile diferite față de ale mele. Atât timp cât acest schimb de idei poate duce la ceva constructiv. Refuz însă să aprob violența și îndemnurile la rebeliune față de autorități, oricum ar fi ele. Sunt convinsă că renașterea noastră nu se poate face peste noapte, va necesita ceva timp, dar noi trebuie să fim generația care să dea startul ei, pentru că suntem cei de pe urmă. Suntem ultima redută, ultima linie defensivă a României. Altfel, nu vom avea ce moștenire să lăsăm celor care ne vor călca pe urme. Credeți că degeaba insist, seară de seară, să avem un proiect serios de țară, să avem un proiect serios privind educația copiilor noștri? Dar cum să aprindem făcliile speranței în acest întuneric în care orbecăim și noi și copiii și nepoții noștri? Cum îi putem transforma în oamenii care vor schimba răul în bine și vor dezvolta această binecuvântată țară așa cum noi nu am fost în stare să o dezvoltăm? Cum să nu fiu revoltată? La fel ca și dumneavoastră, dragi români. Când la Ministerul Educației au fost în 33 de ani de la Revoluție cam tot atâția conducători, nu-i judec, nu-i acuz de nimic. Dar cum să reușești să faci performanță când fiecare ministru vine cu un plan propriu, cu o viziune îngustă, cu o perspectivă diferită de a precedentului? Din păcate, nu avem cum să le oferim copiilor noștri masă caldă în școli. Am ajuns să mâncăm din ce în ce mai scump, mai prost, importăm alimente în cantități uriașe, nu că nu am avea la noi în țară, încă mai avem bătrâni la sate, încă mai avem fermieri gospodari autentici care cresc tradițional păsări, porci, vite, capre, oi, care trudesc cu greu pământul darnic în recoltă, dar de cele mai multe ori exportăm doar materie primă. Importăm apoi produsele procesate la prețuri foarte mari și calitate îndoielnică. Chiar nu suntem în stare să ne trezim și să începem să ne hrănim din resursele pe care încă le mai avem la îndemână? Ar trebui să ne înclinăm, dragii mei, în fața țăranilor și a producătorilor care încă ne mai pun mâncare sănătoasă, curată în farfurii, deși mulți dintre ei sunt falimentați de secetă, de costurile uriașe, de producție, de mai mari retaileri străini care nu le primesc produsele în lanțurile lor comerciale. Zilnic, în platourile Realitatea Plus, vă sunt prezentate soluții simple care pot fi puse în aplicare pentru a schimba ceva în România. Nu dăm noi aceste soluții, le dau experții. Mi-aș dori să văd că ele sunt și implementate, dacă nu toate, măcar o parte dintre ele. Mereu mă întreb cu cine putem reconstrui România. Încerc să-mi păstrez speranța, pentru că știu că încă mai avem pe acest pământ românesc elite care iubesc România. Vin date alarmante de la Institutul Național de Statistică. Mai bine de jumătate din populația acestei țări este inactivă în câmpul muncii, iar 2 din 5 români au un nivel de educație scăzut, adică fie nu au absolvit nicio școală sau s-au limitat la cel mult 8 clase. Și mă doare să văd că am fost transformați într-o țară de asistat social. Am fost încurajați să
întindem mâna, să fim niște cerșetori, în loc să stăm drept, să muncim mai mult și să cerem ceea ce ni se cuvine. Mă înfioară aceste imagini pe care le-am văzut cu toții din Bacău, acolo unde a fost aglomerație de nedescris la centrele pentru primirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană. Sute de oameni s-au înghesuit la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru a lua acele pachete. Acele pachete care le dau speranță că mai apucă și ziua de mâine. Nu îi țin nici măcar o lună. Unui bărbat chiar i s-a făcut rău. A leșinat în timp ce stătea la coada umilinței. De fapt, este coada rușinii naționale. Pe voi, stimați politicieni, chiar nu vă mișcă, nu vă înduioșează nici măcar aceste secvențe din România reală? Cum să vă pese unora când asta este chiar opera multora dintre cei care ne-au cârmuit în ultimele 3 decenii. Astăzi continuăm ancheta tunurilor date pe spatele nostru, tunuri date de băieții deștepți în pandemie. Veți afla toate detaliile, veți afla cum au făcut bani grei din suferința și din buzunarele românilor. Toate detaliile vor veni chiar de la Ludovic Orban. Realitatea Plus a plătit un preț foarte greu în pandemie. Am pierdut un coleg drag din cauza acestui virus nenorocit. Noi am respectat absolut toate indicațiile. Am aplicat toate recomandările medicilor. Și am primit greu aceste palme, pentru că noi am stat închiși în case, nu ne-am văzut bunicii, nu ne-am văzut nepoții, nu ne-am văzut părinții, în timp ce alții dădeau petreceri cu trabucuri, cu whisky, fără a respecta distanțarea socială. Aflăm că nici măștile luate pe bani mulți și cu intervenții nu ne-au fost de folos, ba mai mult, ne-au pus viața în pericol. Chiar vreau să aflu în această seară de la domnul Orban dacă știa ceva despre aceste tunuri și dacă știa de ce nu a făcut nimic pentru a opri corupția. Am crezut în domnul Orban, l-am votat. Îl respect pe domnul Orban, dar asta nu înseamnă că îl voi menaja și nu-l voi întreba ceea ce așteptați să-l întreb. Veți afla, dragii mei, informații bombă despre tot ceea ce a fost și despre ceea ce ni se pregătește de acum încolo. Înainte să închei acest editorial, vreau să vă reamintesc, dragi români, că timpul este moneda vieții noastre. Este singura monedă care contează cu adevărat. Și doar noi putem decide cum o cheltuim, ce facem, o risipim, o îngropăm în pământ sau înmulțim talanții pentru a-i lăsa celor ce ne urmează. Dacă asta ne dorim, trebuie să fim atenți, dragii mei, ca nu cumva alții să o cheltuiască în locul nostru, așa cum fac din nefericire străinii care ne umilesc și ne tâlhăresc fără milă de mai bine de 3 decenii. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să dăm mână cu mână și împreună să facem România suverană.